Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte. Asta da viață. Dar eu ce să fac cu viața mea? M-am cam săturat de viața. Dar viața asta e frumoasă. Se mai poate schimba ceva în viața asta? Vieți transformate. Stimați ascultători, bine v-am găsit la un nou episod al emisiunii Vieți Transformate, vă spune Ioan Ciobota. Ca în fiecare săptămână, la această oră, sunteți invitații emisiunii noastre. De asemenea, de cealaltă parte a microfonului, o avem astăzi invitată pe Alina Rusu. Alina are 22 de ani, a absolvit Facultatea de Drept în Timișoara și lucrează ca juristă. Alina, bine ai venit la emisiunea Vieți Transformate. Bine v-am găsit. În primul rând, mulțumesc pentru invitație și aș vrea ca prin prezența mea aici să pot să spun celor care ne ascultă câte ceva despre mine și despre modul în care Iisus a transformat viața mea. Te-aș ruga pentru început să ne spui câteva cuvinte despre tine personal. Câteva lucruri pe care vrei ca ascultătorii să le cunoască. N-aș vrea să repet prezentarea pe care mi-ai făcut-o. În afară de aceasta, mai am un frate, părinții mei s-au întors și ei la Iisus, au avut o întâlnire cu el și am fost foarte fericită că în familia noastră, prima care l-am găsit, am fost eu, apoi au urmat ei și sper că într-o zi și fratele meu să se întâlnească cu el. Ce a însemnat pentru tine personal întâlnirea cu Iisus? Cum era viața ta înainte de a-L întâlni pe Iisus, ceea ce este un lucru extraordinar, să-L întâlnești pe Dumnezeu întrupat, să-L întâlnești real? Ce a însemnat pentru tine și cum s-a schimbat viața ta? Deci, în primul rând, transformările sunt pe plan spiritual. Nu pot să spun că în plan material s-a văzut extraordinar de mult lucrul acesta. Deci n-a fost ceva uluitor pentru cei din jurul meu, care, deci, să mă fi știut înainte ca o persoană extraordinar de agresivă sau făcând lucruri ieșite din comun. Deci probabil că eram o persoană normală în concepția oamenilor. În momentul în care m-am întâlnit cu Iisus, deci comportamentul meu a fost la fel de pașnic și de liniștit, nu pot să spun că pe planul acesta s-au văzut schimbări. Însă schimbările au fost într-adevăr radicale în inima mea, în modul meu de a privi viața și relațiile cu oamenii s-au schimbat în ceea ce privește atitudinea mea față de ei, de slăbiciunile oamenilor, de nu știu, poate modul meu de a înțelege s-a schimbat. Probabil că înainte nu eram foarte înțelegătoare cu cei din jurul meu. Dacă nu ieșai din tipare, din normalul acesta atât de obișnuit, de ce ai avut nevoie de o transformare? Sau de ce crezi că ți-a prins bine această întâlnire cu Iisus? Nu doar că ți-a prins bine, ci te-a schimbat în mod radical. Din moment ce erai un om de normal, să zicem. De multe ori m-am întrebat și probabil că până în momentul în care m-am întâlnit cu adevărat cu Iisus Hristos, n-am știut nici eu de nevoia aceasta din mine. Simțeam că am o împlinire, că deși poate că aveam în momentul respectiv toate aturile să mă simt deosebit de împlinită. Eram un anul de la facultate, părinții mei mi-ofereau cam ceea ce mi-aș fi dorit. Aveam niște prieteni cu care mă înțelegeam și mă simțeam bine. Deci nu puteam să-mi explic de ce anume aș fi nemulțumită, ce caut, ce vreau de fapt. Până în momentul în care m-am întâlnit într-adevăr cu Iisus și
am descoperit acea iubire necondiționată de care mi-am dat seama că aveam atât de multă nevoie. Cum ai descoperit-o? Am dus într-o zi la biserică și era chiar ziua de Paști și... Obișnuiai să mergi la biserică? Nu în mod deosebit, deci... probabil că de Paște, Crăciun, eu știu, la un eveniment deosebit. Să nu uiți ideea asta, vreau să te mai întreb ceva. Ce însemna pentru tine biserica înainte? Înainte de a merge în anul respectiv de Paști la biserică. Ce însemna? Ce vedeai tu la biserică? Nu știu. Ce reprezenta deci, biserica pentru tine? Biserica pentru mine era ceea ce bunica mea m-a învățat. Mergeai la biserică, îndeplineai un ritual din când în când și totul era ok. Deci nu presupunea o implicare sufletească prea mare. Nu pot să spun că puneam foarte mult suflet. Era mai mult o datorie pe care mi-aș fi făcut-o și mă așteptam să fiu recompensată pentru lucrul acesta de la Dumnezeu. Te așteptai la o recompensă sau era și un lucru care pornea din suflet, o vinovăție pe care o simțeai în suflet vis-a-vis de faptul că nu era într-o relație bună cu Dumnezeu? Deci era și chestia asta sau pur și simplu mergeai din... Nu neapărat. Deci nu pot să spun că aveam acel sentiment de vinovăție pentru că nu știam ce presupune o relație corectă cu Dumnezeu. Deci eu credeam că relația mea cu Dumnezeu este corectă, mult mai corectă decât cei care de fapt n-au niciun fel de relație cu Dumnezeu. Deci eu probabil că mă simțeam puțin superioară la capitolul acesta. Ce s-a întâmplat în anul respectiv de Paști? Precum am spus, am mers la biserică și fiind Paștele, chiar se vorbea despre jertfa Domnului Iisus, ce însemna ea pentru omenire și ce înseamnă pentru fiecare din noi, deci în mod personal, nu la modul general și abstract pentru omenire, ci de fapt ce însemna ea pentru mine personal. Pot să spun, cum am mai spus ceva mai devreme, că era acea iubire necondiționată pe care am căutat să o văd în mulți oameni. Deci, poate la început m-am uitat la părinții mei și mă întrebam dacă n-aș mai fi copilul acela de, cu care, eu știu, poate se mândreau într-o mai mică sau mai mare măsură, aș mai avea din partea lor acele sentimente, suportul pe care mi-l acordau atunci ar mai fi fost același dacă eu m-aș fi schimbat în rău la un anumit moment. Bineînțeles că niciodată n-am putut să răspund la întrebarea aceasta pentru că nu am divagat așa tare încât să... Dintr-un alt punct de vedere pusă această întrebare, există cineva care te poate iubi indiferent ce ai face? Da, în ziua aceea mi-a răspuns că da, într-adevăr, cel care m-ar putea iubi în modul acesta era Domnul Iisus Hristos. Deci mi-a dovedit-o prin ceea ce a făcut pentru mine. De multe ori mă gândeam că poate pentru un prieten și aș face foarte multe, pentru un părinte la fel de multe poate, dar m-aș fi așteptat din partea lor la o oarecare considerație, un oarecare respect pentru mine și, nu pot să spun o veșnică recunoștință, dar chiar și o oarecare recunoștință pentru ceea ce fac pentru ei la un anumit moment. Însă am realizat că Iisus nu aștepta din partea mea acea recunoștință, nu ar fi vrut să... Nici nu știam. Deci în viața mea am descoperit că era prezent și de atâtea ori m-a ajutat să când eu nici nu știam cine este el de fapt, nu pot să spun că aveam o relație cu el. Deci faptul că m-a ajutat nu era condiționat de o relație personală cu el. Deci el m-a ajutat pur și simplu pentru că este natura lui să fie bun și iubitor. Din punct de vedere istoric este demonstrat că Iisus Hristos este o personalitate care a trăit acum aproape 2000 de ani. Spre exemplu, ziua de astăzi
se socotește începând de la din anul nașterii Mântuitorului. Ținând cont de faptul că Iisus Hristos este o personalitate care a trăit acum aproape 2000 de ani, bineînțeles, în viziunea noastră nu este doar o personalitate, ci este Fiul lui Dumnezeu, dar ținând cont de lucrul acesta, ce-a făcut El pentru tine? Deci cineva care a trăit acum 2000 de ani, se pot întreba ascultătorii, ce-a făcut El pentru tine personal în acest an, de exemplu? Deci, schimbările sunt pe plan spiritual. Deci ce-a făcut El pentru mine, pot să spun, a făcut extraordinar de mult pe plan spiritual. Doar ce se spune, deci nu se spune așa și este, doar spiritul este nemuritor, deci din punct de vedere al materiei totul se va termina odată, însă spiritul este nemuritor. Pot să spun că mi-a dat acea pace că spiritul meu, sufletul meu va ajunge într-o zi în locuri cerești, având o relație bună, personală și bună cu El. Cum era prezent Iisus Hristos în viața ta? Cum este prezent în viața ta? Nu pot să spun că era prezent. Deci, probabil că era. Deci, mă sigur era, dar eu nu conștientizam lucrul acesta. Deci, nu, necunoscându-L personal, neluând cunoștință de ce a însemnat jertfa aceea de pe cruce pentru mine personal. Deci, practic, nu pentru cei din jurul meu, să spun că le-a schimbat lor viața sau ce bine le-a făcut lor, ci mie personal, nu pot să spun că îl cunoșteam, dar în momentul în care m-am întâlnit cu El, pot să spun că într-adevăr viața mea s-a schimbat. Deci și ceea ce s-a schimbat în mine este această stare de neliniște pe care o aveam înainte și pe care nu mai am acum. Deci pot să spun că orice s-ar întâmpla, în furtuni, în vreme de acalmie, pot să stau liniștită. Nu înseamnă că nu mă îngrijorez la un anumit moment când ceva merge rău, dar nu disper. Deci categoric nu disper. Simți că ai ieșit din noapte. Exact, exact. Povestea cineva despre un rabin care i-a întrebat pe ucenicii lui, pe învățăcei lui, care este momentul când noaptea se termină și începe ziua. Și unul dintre elevi spune, este cumva atunci când poți deosebi de la distanță o oaie de un câine? Rabinul îi spune nu. Un altul spune, este cumva atunci când poți deosebi de la distanță un stejar de un smochin? Rabinul îi spune nu. Și atunci elevii întreabă, bine, totuși care este momentul când noaptea se termină și începe ziua? Și rabinul spune, atunci când te poți uita la cei din jurul tău, la orice om din jurul tău și să vezi în el pe fratele sau pe sora ta, atunci ai ieșit din noapte. Atunci începe ziua pentru tine. Până atunci ești încă în noapte. Iisus Hristos este Cel care te-a învățat să-ți iubești, care ne-a învățat să ne iubim semenii ca pe noi înșine, este Cel care, de fapt, este lumina lumii, care ne-a adus în zi, în plină zi. El este soarele nostru, de fapt, din punct de vedere spiritual. Câteva lucruri despre momentul respectiv atunci la acea predică, când ți-ai dat seama de importanța jertfei lui Hristos pentru tine. Câteva lucruri din ziua aceea, mă gândesc că a fost o zi importantă pentru tine. Da, într-adevăr, cred că este ziua care mi-a marcat în mod categoric tot restul vieții și nu doar vieții aici pe pământ, ci chiar și acelelalte vieți. Mi-am dat seama că... Chiar crezi că mai este ceva dincolo de moarte? Da, da, categoric cred lucrul acesta și... Deci probabil că este în spiritualitatea oamenilor de aș dori, cred că, să creadă că există ceva, că nu totul se sfârșește la cei 70-80 de ani, ci își doresc să creadă că mai este ceva și după mai este o șansă
Deci eu cred că șansa mea de a fi în viață a fost Iisus Hristos. Acum fiecare om înțelege diferit această șansă. Stimați ascultători, întrebarea mea retorică nu pornea din faptul că eu personal nu aș crede că există ceva după moarte. Bineînțeles, cred. Din contră, Apostolul Pavel spune că abia atunci când murim, înțelegem ce înseamnă viața, sau Sfântul Augustin spunea, când murim, ne naștem de fapt pentru o viață nouă, pentru viața adevărată, viața cu Dumnezeu. Te-am întrerupt în timp ce împărtășeai emoțiile din ziua respectivă. Deci mi-am dorit în ziua respectivă foarte mult să pot să fac ceva pentru Iisus Hristos. Deci, în primul rând, m-a copleșit fapta Lui, deci ce a făcut pentru mine, și dragostea aceea efectiv mi-a umplut sufletul. Țin minte că mergeam pe stradă și mă gândeam la Iisus și era un lucru extraordinar. Pentru mine pot să spun că era până atunci ceva care să-mi acapareze în așa măsură gândurile încât să mă gândesc o zi întreagă la lucrul acela. Sau, mă rog, aproape o zi întreagă, cu intermitențe, bineînțeles. Deci mi-am dorit, într-adevăr, să pot să fac ceva pentru El. Deși, nu știu, să nu fiu înțeleasă greșit, nu cred că Iisus Hristos are nevoie să-L ajut eu cu ceva. Practic tot pe mine mă ajut. Dar ne-am dorit ca prin viața mea să-i fac o bucurie și să-l primesc cu adevărat, să-i dau un loc în inima mea, să nu-l mai las la ușă și să aștepte, ci să-l onorez prin viața pe care eu o trăiesc. Dacă tot vorbești despre ai da ceva lui Iisus sau ai face ceva, îți propun să ascultăm o melodie. Iisus, îți dau viața mea, cântă Solveig Anette Larsen. Vrei? Da, sigur. Iisus, îți dau viața mea ca o laudă. Te rog, care a fost primul lucru pe care l-ai făcut după momentul acesta de mare bucurie, că l-ai găsit pe Iisus Hristos într-un mod personal? După acest moment de bucurie uriașă, ce ai făcut? Primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă informez despre Iisus Hristos, despre cine a fost El cu adevărat, cum te poate să-mi umple sufletul cu atâta bucurie. Și
M-am dus acasă, bineînțeles că aveam o Biblie în casă și am pus mâna pe acea Biblie și am început să citesc din Evanghelia după Ioan. Și pot să spun că lucruri care până atunci îmi păreau de neînțeles, deci mai încercasem să citesc acea Biblie și înainte și mi s-a părut total de neînțeles, dintr-o dată erau scrise ca pentru mine, deci îmi vorbeau mie, deci personal, efectiv, acele îndemnuri pe care le-am găsit în Biblie și acele vorbe pe care le spunea Hristos ucenicilor, le puteam transpune și raporta la viața mea și îmi place să cred că și trăi în viața mea. Care au fost, să spunem, mari gânditori creștini care te-au impresionat în mod deosebit? Foarte mult mi-a plăcut Nicolae Steinhardt. Mi-a plăcut extraordinar de mult modul lui de gândire și pot să spun că întotdeauna mi-a plăcut foarte mult oamenii culti. Și nu era doar un creștin, era și un om cult și în opinia lui și este și opinia mea, spune că biserica este mireasa lui Hristos și mireasa lui Hristos nu se cuvine să fie stupidă. Deci creștinismul nu se confundă în niciun caz cu prostia. Și mai are el foarte multe idei care le-am preluat și îmi plac foarte mult. La prietenii dinainte, ai renunțat la prieteniile dinainte sau ai continuat relațiile respective? Nu pot să spun că am renunțat, deci cred că prieten nu-ți faci la orice pas și atunci când pui suflet în ceva și omul celălalt pune suflet, se creează o legătură care nu se rupe așa ușor și pot să spun că aveam extraordinar de mulți prieteni. Sunt de părere că un prieten bun face mai mult decât 10 amici, prieteni, semibuni, pe care, exact, nu poți niciodată să pui bază atunci când ai nevoie. Deci pot să spun că acei care mi-au fost cu adevărat prieteni, mi-au rămas prieteni și suntem prieteni și în ziua de astăzi. Probabil că și în mod sigur la cei care erau doar niște, companioni, să-i numesc așa, mergeam, ne simțeam bine, eu știu unde, în oraș sau... Da, probabil că preocupările noastre acum sunt diferite și nu mai coincid. Ce era important înainte pentru tine? Important pentru mine, cu adevărat, eram eu. Deci eu cred că eram cea mai importantă. Un moment de sinceritate. Da, puteam să-i spunem și așa. Adevărul e că fiecare în ochii noștri suntem cei mai importanți. Și probabil, nu probabil, cu siguranță a știut Dumnezeu ce a spus când ne-a poruncit să ne iubim semenii ca pe noi înșine. Să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Ne-a cunoscut pe fiecare în parte. Exact, cred că cunoștea egoismul pe care îl avem în noi și în mod sigur știa cât de mult am face pentru noi înșine. Și dacă am face și pentru cei din jurul nostru, la fel, cred că ar fi o lume extraordinară în jurul nostru. Cum au privit cei din familia ta noua cale pe care ai apucat-o? Era totuși ceva deosebit față de ce trăise și înainte? Da, era normal, o schimbare radicală în viața mea. Dar părinții mei au avut totdeauna o foarte mare încredere în mine. Și-au zis și așa a și fost că capacitatea mea de a discerne lucrurile este bună și dacă eu am considerat că ceea ce fac îmi împlinește viața, deci să fac, dar să fac cu hotărâre. Deci ceea ce am ales, să aleg cu hotărâre, să nu fie doar o... o schimbare de moment sau ceva momentan, ci să fie de durată și să mă implic cu adevărat în ceea ce fac. Mai târziu
le-am arătat, de fapt, care este schimbarea din viața mea. Deci, cum mi s-a schimbat mie optica în ceea ce privește viața? Și probabil că le-a plăcut și lor, pentru că la un oarecare timp după aceea și ei au făcut același lucru și l-au primit pe Iisus. Alina, mai sunt doar câteva minute din emisiunea de astăzi, din emisiunea Vieți Transformate de astăzi. Te-aș ruga să adresezi un gând ascultătorilor, ceva de la suflet pentru suflet. Deci, ce aș putea să le spun este că eu am căutat iubirea, acea iubire necondiționată, și am găsit-o. Deci, ceea ce am găsit este absolut și întâlnirea mea a fost marcată și de o poezie care am întâlnit-o și reflectă extraordinar de bine schimbarea aceea din viața mea. Mi-ar place ca cei care o ascultă să descopere și ei acea iubire, cei care o ascultă și nu au această iubire care dă pacea și bucuria în viață, să poată spune și ei într-o zi că au căutat iubirea și au găsit-o întâlnindu-se cu Iisus Hristos. Te-aș ruga chiar să reciți poezia pentru ascultători. Sigur, cu mare plăcere. Am căutat iubirea ca pe cetate sfântă, ca pe un cer de cântec în lumea de dureri. Am dat năval în viață spre tot ce ochiul cântă și am întâlnit durerea, dar cerul nicăieri. Am căutat iubirea ca patrie voioasă, ca pe un pământ tetenic de pace troienit, să spun odată clipei: rămâi, ești prea frumoasă. Și am străbătut pământul, dar pace n-am găsit. Am căutat iubirea ca pe un cer al firii și am vrut să ies în cale cu ramuri de finic, să sorb din cupa lumii nectarul fericirii. Și-am spart în țăndăr cupa, căci n-am găsit nimic. Am căutat zadarnic, dar într-o primăvară am întâlnit în cale deodată un drumeț. Pe umerii săi trudnici purta o grea povară, o sarcină de zdrențe și cioburi fără preț. Trecea pe o cărăruie, întâmpinând batjocuri, lăsând să-i rupă câinii din haină câte un falt. Urca pe colț de stâncă și în urma lui, pe alocuri, vedeai pe piatra rece sclipiri de sânge cald. Și totuși, în privire avea un cer de taină, cum n-am văzut în lume, în ochii nimănui. Și-am vrut să-i smulg povara, dar am căzut cu spaimă, căci mult mai grea ca plumbul era povara lui. M-am ridicat de grabă și l-am ajuns din urmă, să aflu ce comoară în sarcina strâns. Dar am simțit că viața ca de un prăpăd se curmă, când am privit prin strențe, cu tremurate plâns. Căci se vedea în povară un clocot ca de cloacă, un clocotit de troștii, un spumec de scursuri. Tot ce-i murdar și putred în lumea asta întreagă vuia, strivind grumazul sărmanei lui făpturi. Dar unde duci, străine, povara ta ciudată, povara de osândă sub care atât te apleci? Am întrebat drumețul și el mi-a spus în șoaptă: spre apele uitării, ca să o arunc pe veci. Dar tu, vorbi străinul, urcând încet privirea, dar tu, pe cine cauți înnăurat și crunt? Eu, am șoptit în silă, eu căutam iubirea. Iubirea? Fu răspunsul străinului: eu sunt. Thank you.
Îți mulțumim pentru mărturia ta de astăzi, pentru că ai împărtășit cu noi modul în care Dumnezeu a schimbat viața ta, modul în care te-a afectat pe tine întâlnirea cu Dumnezeu. Spuneai că l-ai întâlnit pe Dumnezeu. La urma urmelor, probabil că Dumnezeu ne întâlnește pe noi. Mai aproape, probabil, de realitate este faptul că Dumnezeu ne întâlnește pe noi și ne cheamă pe fiecare. Depinde de noi cum răspundem. Îți mulțumesc pentru participarea la emisiunea Vieți Transformate. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și a fost o plăcere din partea mea. Dumnezeu să te binecuvinteze în continuare împreună cu familia ta. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție, vă invităm și săptămâna viitoare la un nou episod. La revedere!